Andreea și Răzvan, băugă. Poftă bună! Bun, și acum cum îmi place mie să savurez grișul cu lapte. Deci, luăm în linguriță. Am luat frumos din grișuleț. Și credeți-mă, în momentul când o să savurați această minunăție, nu aveți nevoie de... de... zahăr. Poftă bună! Un griș cu lapte minunat este pe care se înceapă oameni buni. Da, da, să toate ingredientele sunt 2 litri de lapte. Dacă doriți să știți ce lapte utilizăm noi, puteți să vă uitați la înregistrarea din dreapta, dar vă spun, este lapte natural, care se găsește oriunde în această țară binecuvântată. Așa că dezorești produs natural, da? Exact. Nu cu buzecator. După aceea... 200 de grame de griș. Aici avem o coajă de lămâie. Și este un pic uscată, mie îmi place, poate mă pede se curăță foarte bine. Și... care e altă aromă? Cred că aia proaspătă e un pic amărâie, mi se pare. Asta, care are gust. Menționez. Avem esență de vanilie, o vanilie foarte specială. Eu o ador, deci nu este la gust cu absolut nicio vanilie pe care am... Da, e chiar ca o prăjitură. Da, deci este super top. Aici avem scorțișoara. Scorțișoara nu se pune la sfârșit? Da. Vreau de la sfârșit. Ia, cu ce ne place nouă să consumăm în laptele? Cu griș, varianta, căpăceală, care eu până la 40 de ani nu știam de ea, spre rușine mea, la gust. Da? Aici avem o miere de? Manuca. Iar cea care îmi place mie cea mai mult? De rapiță. Miere de rapiță. Și credeți-mă, nu aveți nevoie de îndulcitori. Absolut deloc. Mâncați totul cât mai natural și mai sănătos. Acum, noi o să punem cei 2 litri de lapte. Să îndulcim la măcar. Lapte care nu are gust de tartă. Vă împărtășesc și vouă, am rămas, s-a întâmplat într-o zi să nu apun să ajunge să mănânc plic. Și credeți-mă, când am gustat din laptele pe care l-am luat foarte scump și bio, când am luat două înghițituri, am simțit că sunt de carton. Așa că, nu asta nu-mi ajungă pe da? Deci, foarte puțin, nu am mai pus 2 litri. Și am lăsat acolo. Așteptăm să se încălzească, să fiagă mai bine spus. Acum punem grișulețul. Aceasta e toată magia, oameni buni. Și punem și esență de vanilie. Practic asta. Acum. Asta e magia în timp real. Este o mâncare completă pe care o recomandăm. Pui pe toată, nu? Punem pe toată. Vedeți cât este de groasă? Deci nu este ca esența obișnuită. Deci eu o ador. Dacă oricum e... cred că și mai bună e cea solidă. Deci normal. Aia este cea mai bună. Batonul este și mai bun. Ok. Deci batonul, fraților. Batonul de vanilie. De vanilie. Da. Mestecăm să nu avem surprize. Acum fărșicioara este foarte bună, așa că nu o să avem surprize. Punem așa, să facem mizerie. Și eu cred că am să o pun toată. Mi doresc să fie mai aromată, cum își dorește și răzut. Noi am găsit-o acum câteva luni, nu are tot timpul anului, la Lidl. Are 20 ml. Da, oricum e. Într-adevăr, mai bună este cea râșnită. Dar noi nu prea ne pierdem timpul prin magazine și... Eu am venit să bea pică. Prietenii mei. Prietenii mei. Zi prietenii că sunt petiți, asta e la petiță. Așa. Este ok. Și
Și când este să fie aproape gata, înainte cu un minut să-l oprim, atunci pun minut. Da, am spus bine. Pun coaja de lămâie. Deci nu o las să fie albă, să se ducă toate... Focul foarte încet, da. Că era până o să înceapă. Deci, practic, cât e? 3 minute, să vreți? 2 minute? Nu, așa, cam 5 minute. 5 minute, oameni? 5 minute, 6. Adică nu poți nici să nu lasă fiarbă grișul, că acum e axuri și te doare să mă apuși. Deci trebuie să fiarbă grișul, oameni. Trebuie să fiarbă grișuleță. Și îți dai seama, dacă ești cu spătină, îți faci cu o floare transparentă, bubul. Tu vezi bubul bine? Da, când e să... Uite, și când e să fiarbă, la un moment dat, înveți totul... Uite, vezi? Și să fie... Foarte fiert, fructorit. Adică nu la de griji. Te uiți la început la ea, cum arată și poți să-ți dai seama la maximum când este el fiert. Adică treptat. Dacă îți place să stai să fii un observator al procesului de fierbere. Al poplii de granulă de griji. Să-mi face mizerie! Da. Și se vede și pe sticlă. În momentul când așeza, uite aici, se vede exact cum a arătat bobul. Uite. Păi. Vezi cum se vede? Și uite-te pe sticlă cum este acum la fierbere. Adică se cunoaște diferența. Iar... Eu zic, bine, spune secretul ăsta. Deci trebuie câteva minute și trebuie să simți. Simți la mână sau cum? Da, normal că se simte la mână, începe să se îngroașe și este mult mai greuț la mestecat. Dar contează foarte mult să fii un mare, mare observator și să vezi evoluția bobului la fierbere. Adică îți dai seama, e imposibil să nu fie seama. Îmi pare că n-am pus timerul meu. Da, bine, cred că e și după gust. Poate unii vor, uite, chiar să încercăm și noi să... Nu ai cum să-l lași să fiară mai puțin, că te ai absolut de stomac, adică... Da? Da. Și nu are gustul. Adame, ce faci? Ai și soare! Ador ferestrele mari, să intre lumină, soare, tot. Iar dacă avem pomii cât mai aproape de fereastră, și ce mai bine. Iar dacă ai pomul aproape, poți fi binecuvântată într-o dimineață să trezească un cântec de înciripite păsărele iubitoare, care îți înseninează dimineața și viața și ziua. Da, mai are cam 2 minute. 2 minute mai lăsăm. Că deja nu se mai mișcă, nu se mai face acea roată, știi? Când e să mesteci și te-ai oprit, uite, fii atent, vezi? Când e să te oprești, imediat se oprește și grișa. Ai observat? Mhm. Deci asta e una dintre trips and tricks, oameni buni. Da, mie îmi place să observ așa. Și după asta mai trebuie un minut, două, nu? Da, mai lăsăm un minut. Un minut, maxim, un minut, două, maxim. Și mai mesteci, iubite? O să mai mestec pentru că o să pun peste un minuțel, o să pun coajă de lămâie. Adică în momentul când savurez grișul cu lăptic, faptul că nu am pus de la început coaja de lămâie să fie adbă cu grișul odată, cum preparau cred, majoritatea gospodinelor, eu am constatat că atunci fiind aproape la terminare, mai lăsăm un minuțel, da? Îi poți simți gustul în momentul când mesteci. Iar ce poate fi mai minunat? Să mai simți un gust, să te mai bucuri. Uite, acum se face ca un vulcan, ca o labă. De vulcan. Vezi? Că va să începe să se... Nu mai are mult. Gata. Eu îi pun o minunată coajă de lămâie. Deci uitați, vedeți? Începe să se umfle. Vezi? Mm-hmm. Uite cum se vede. Atunci se pierd. Deci este cel mai delicios. Am făcut și inaugurare la lingură. Doamne, cum arată. Iar, eu nu știu de ce, a fi minunat să încerce lumea să nu mai folosească îndulcitorii pentru el, că nu este nevoie, credeți-mă. Deci cum o să arate la sfârșit și cum îl savurăm noi, nu aveți nevoie. 200 de grame de griș cu 2 litri de lapte. Gata.
ca să se vadă grosimea. Acum începem mornarea cu scorțișoară, care bineînțeles pentru voi poate să fie opțională, însă, uitați, eu mă gândesc, este un cadou superb de o martie, de 1 martie, de Valentine's Day, de dragobete, de ziua Doamnei. Da, adevărat. Ia-ți iubire, dacă cineva ți-ar face un cadou, așa ceva și altceva nimic de ziua ta, ce ai zice? Suficient, ce se contează că s-a gândit? Este foarte... Da? Da. E suficient iubire? Da. Atâta timp cât există sinceritate, respect, iubire și armonie, chiar nu ai nevoie de pietre Swarovski, Doamne iartă-mă. Și chiar este cadoul perfect. Bun, dragilor, cât vă uitați voi, mai doresc... Să vă fac câteva precizări, zic eu, esențiale. După cum și cafeaua este bună fără zahăr, pentru că atunci o simți cu adevărat, părerea mea la fel este și grișul cu lapte. Îl puteți mânca simplu sau, să zic, o guriță de griș, un vârf de miere sau căpăceală. Dacă, bineînțeles, ați primit cadou, noi nu cumpărăm așa ceva, dar merge și cu dulceață, oameni frumoși și minunați. Bineînțeles, asta în caz că nu aveți burtică. Dacă aveți burtică, nu vă recomand dulceață. Sau bine, dacă vă place burtica, e ok. Sau pot face dulceața în casă, da? Cum am făcut-o noi. Da, exact. Rețeta o să vă apară rețeta în dreapta. Dulceață, de fapt dulceață este, da, de fapt, da, dulceață de trandafiri, dar este doar cu miere. Rețeta? Da, rețeta o să fie în dreapta. Iar aceasta este rețeta noastră. Sănătoasă. Care... Puteți să o preparați acasă, deci nu mai cumpărați din comerț. Eu una nu aș cumpăra din comerț, ceea ce pot prepara eu într-o jumătate de oră cel mult. Ați văzut foarte ușor se face după ce începe să fiarbă lăpticul, imediat se fierbe și grișul după ce îl adăugăm, așa că vă luați din timpul dumneavoastră și vă preparați cu mâncările voastre ceva sănătos acasă. Iar eu... Să faci nimeni și din altceva? Iar eu, acum la terminare, îi dăm contur. Contur. Oleu. Da, uite, aici avem mai puțină scorțișoară și o modelăm. Să iasă ceva frumos. Vezi? Îți dă o stare de bine mie când fac inimioare. Îmi dau o stare de mai mult bine decât... Fac simplu grișulețul. Ia să vedem? Da. Mă cam frige la bunic degetului, se simte fierbințela de la lipstick. E mai... Dar merită. Puțină căldurică la bunicul degetului să iasă ceva frumos care este bucur atunci când încep să mănânci. Ia uite ce-am făcut. Ia să încerc să fac cu lingura, să trag estetic. Nu-mi place. Gata. Și aici s-a dus colții și eu va veni după mine, după degetul. Gata. Iar eu, mie, pentru că îmi place foarte mult. Nu știu, pe urmă, dulceața din petale de trandafir. Andreea și Răzvan, băugă. Poftă bună! Bun, și acum, cum îmi place mie să savurez grișul cu lapte, deci luăm în linguriță
Am luat frumos din grișuleț și credeți-mă, în momentul când o să savurați această minunăție, nu aveți nevoie de zahăr. Poftă bună!